Doamnelor și domnilor, în exclusivitate la Mădălin Ionescu Show, Rareș Bogdan și soția lui Florina, un cuplu, după cum vedeți, extrem de atrăgător, foarte deschis, natural, ceea ce este foarte rar sau, cum să zic, mai puțin prezent pe micul ecran, de altfel nu cred că am văzut o emisiune atât de deschisă, realizată vreodată de vreun om politic din România. Mi se pare excepțional, în primul rând că ai acceptat provocarea noastră de Dragobete sau de Valentine's Game. Sunt fără sacou, vezi? Da. Fără sacou, ceea ce era la mine. Fără cămașă, ceea ce e foarte rar, fără batistice, ceea ce este imposibil. Da. Ai apărut și, ai postat și o fotografie care a devenit virală în presă, a devenit virală, mă rog, pe toate rețelele de socializare. Tu mai în ce erai îmbrăcat? În capot? Sau pijama la locul pijama? Chef, nu. Așa? Și tu erai în pijama? Nu. Ea era într-o pijama foarte feminină, să spunem așa, sexy, foarte drăguță. Eu eram într-o pijama clasică, cum avea și bunicul și tata și cu nasul. O despia de afară de aici. Clar, nu, mi s-a părut interesant să facem o ediție. În pijama. Da, o petrecere în pijama. Eram în bucătăria casei noastre, da. La în fața aparatelor de cafea, pentru ei cafeaua face parte din lucrurile esențiale. Cafeaua, mierea. Așa stați în casă? Asta este... Așa. Dimineața. Da. Cafeaua, da. La capeluță, da, și da. Am o mare bine, bucurie să bem cafea care împreună. Care nu plec eu mai devreme sau nu plecă Mihai foarte devreme. Dar în rest stăm și e foarte plăcut să ne bem cafeluța. Eu beau 2-3, ea beau cafea cu mai mult lapte, eu beau scurt, ristretto. Și e un element esențial al vieții cafea, oriunde m-aș duce. Fără cafea nu pot. Și o să la fel. Da? Și contează, wow, da. Acum vreau să mai iau un aparat de cafea. Am unul și vreau încă unul la fel, ca să am unul și aici, unul și acasă. Din păcate, din ziua în care m-am lăsat de fumat, nu am mai putut să bea cafea. Bei ceai? Ceai, da. Beau și ceai, da. Limonadă foarte multă. Și mănânc foarte multe portocale zilnic. Ah, e bun, sănătos. Da, din momentul în care m-am lăsat de fumat. Eu mănânc fructe. S-a resetat creierul. Fructe și sau odată la 2-3 zile au fiert moale, dar fructe în fiecare dimineață. E esențial, probabil că de asta n-ai nevoie de sala de sport a soției. Iar zice că aș avea nevoie de sala. Păi da, sportul nu are legătură. Sportul în primul rând îl faci pentru sănătate și apoi să-și arăți bine. Gătești lui Rareș, Florina? Acum nu prea mai gătit în ultimul timp. Le nici eu în ultimul timp ce înseamnă? De 20 de ani? De nu, gătesc, nu bine, gătesc dacă insistă. Nu i-am mai gătit și mi-am jurat că nu-i voi mai găti. Găteam aproape zilnic. Pentru că de câte ori găteam ceva, orice puneam în fața lui, îi lipsea ceva. Adică nu era suficient. Dă-mi un exemplu. Brânza de burduf, ca să-i mai dau și brânză. Și atunci eu ce concluzie am tras de acolo? Dacă îi fac felul întâi, felul doi. De ce îți mai trebuie și brânza de burduf? Înseamnă că nu-ți place, nu te saturi. Lasă, știu că o să spui că așa ai crescut. Am certat-o inclusiv pe soția. Și fie cu brânză de burduf sau cum da, nu-i place brânză sau telemea. Eu sunt tot cu străbunicii mei. Străbunicii mei au avut așa. Unul a avut foarte multe oi, 3500 de oi, celălalt stup de albine. 350 de stup de albine. Și eu sunt două produse în care eu am crescut, străbunicii mei, da? Bunicii, părinții. Și atunci ne-am crescut în casă, permanent cu brânză. Eu abia aștept să vin acum primăvara. Dar deja mie brânza aia dulce, cașu dulce, cu ceapă verde, cu ridichi primăvara. Dar pâine de casă bună sau de la sau de la brutărie de la noi de acolo și neapărat brânza de burduf care este esențială, trebuie să fie permanent în casă, brânza de burduf adusă din Ardeal. Eu iau de la Sibiu, nimeni iau și brânza. Și o doamnă din Sibiu de la care cumpăr. Și da. Mierea de albine. Nu pot fără miere. Mierea de albine e, pentru că așa am crescut cu fagure. Avem în bucătărie fagure de unde tai, rup și miere. Mierea și Mihai mănâncă miere, Mihăiță, fiul nostru, sunt produse. Iar ea se enerva pe pacient. Tu poți, am avut tocăniță, ți-am făcut friptură. Și ți-am făcut brânză. Și plus dacă îi făceam mămăligă cu brânză, cerea brânză extra. Deci brânza... Topping, exact. Deci e un produs esențial din
ceea ce înseamnă hrana mea. Scuză-mă, apropo de mâncare. În caz că telespectatorii au sezizat că aveam un dinte mai colorat. Nu cred că s-a văzut bine. Mai bine. Unde hai să le zic. În caz că s-a observat să se știe de la ce. Dar n-ai mâncat. N-am mâncat nimic astăzi. Când ați venit voi, am trecut prin bucătărie pe aici și am luat niște alune. Așa. Am gustat și mi-a tot atras atenția, Cristina, că am o problemă. Dar să mergi la piață este foarte... Pe spun piețele din București. Bine, oricum, vă spun ceva apropo de București. O chestiune care o să vă șocheze. Eu am fost în piață în toate orașele mari ale Europei. Eu am fost în piață în München, am fost de nenumărate ori în Viena. Deci oamenii când merg la Viena sau să vizitează centre culturale, muzee, centre comerciale, la Paris. Eu mă duc să văd și piețe. Pot să crezi și în Cannes, am fost la piață de numărători, iar râdă de mine, știi exact, a, iar te duci la piața. Peste tot unde mă duc, mă duc să văd și piața. Și în Monaco, și în Cannes, și, da, și în Los Angeles, și în San Francisco, mă duc să văd piața. Ei, piețele din Italia sunt extraordinare, din Franța grozave. Ei, una dintre cele mai complexe și mai interesante piețe din Europa este piața Obor. O să rămâneți șocat. E greu să găsești produsele extraordinare pe care le are piața Obor într-o piață din Berlin, München, Viena, Paris. Este o Stuttgart, este o piață Breuninger, încă o hală extraordinară. Credeți-mă, bucurați-vă, piețele de sâmbătă, de duminică din Cluj, din Iași, din Timișoara, dar mai ales această piață unde dacă te duci să cumperi produsele vineri, ai revin joi seara, în general vineri dimineața, sunt super proaspete, super bune, marțea de asemenea, dacă mergi, dar piața Obor, nu o ratați, dacă n-ați spus. Și domenii e bună, mai, și otopeniu e bun, dar Oborul este mai spune-mi și number one. Colegilor tăi din politică, mă rog, că piețele sunt ok. Le-am spus și în campanie și dacă mă ascultau, nu pierdeam vreo 3-4 puncte electorale. Le-am spus și în campanie. Apropo de campanie sau de activitatea Radio PNR și nu revenim la voi. Care este politicianul care te-a dezamăgit? Dacă există așa ceva, de când ai intrat în mare politică? Există, există, dar nu vreau acum să vorbesc despre asta. Spun doar prea că, mulți și nu. Spun doar că, din păcate, foarte mulți oameni intră în politică pentru a se realiza și nu pentru a realiza ceva. Asta e o greșeală mare. Cred că în politică trebuie să intri când ești realizat, pentru a realiza lucruri și nu pentru a te realiza tu financiar în politică. Din păcate, în România sunt prea mulți de genul ăsta. E o lipsă de caracter, cum rar mi-a fost dat să cred. Presa e plină de îngerași, credeți-mă, și o zonă complicată cu presa. Au spus că e cea mai grea. Nu, presa e plină de îngerași pe lângă politicieni. N-au nicio problemă să zâmbească în față, să-ți bagă de cuțit în spate. Am avut încredere în oameni și am fost dezamăgit pentru că nu, cu o nonșalanță uluitoare schimbă de la o oră la alta, de la o zi la alta, de la o săptămână la alta promisiunile. Dar asta nu m-a dezarmat. M-a făcut să lupt și mai abitir pentru că sunt un luptător și nu cedez. Ce schimbă politica în tine? Sau cred că m-a făcut puțin mai conștient, m-a apropiat și mai mult de valorile familiei, pentru că m-am dat seama că singurul e singura constantă, familia. Și de asemenea m-a mai ajutat foarte mult să înțeleg de ce țara asta e unde e. Nu e din cauza cetățenilor, e din cauza politicienilor și a lipsei lor de viziune. Cetățenii n-au nicio vină. Cetățenii nu sunt cu nimic, poporul nu e cu nimic mai prost decât orice alt popor sau mai bun. Este un popor admirabil, condus de niște imbecili și de niște hoți, cum rar ți-e dat să vezi. În marea lor majoritate, nu toți, repet. Și aici nu vorbesc de un partid sau altul. Sunt oameni excepționali la toate partidele politice. Sunt oameni cu care eu comunic din toată sfera politică. Dar pe ansamblu? Sunt oameni care își doresc să facă ceva cu țara asta, să lase ceva în spate pentru copiilor, pentru nepoților. Dar pe ansamblu, dezastru este uriaș. Mă doare să văd că odată ajungi la guvernare, foarte mulți se gândesc doar cum să-și pună niște copii, niște nepoți, niște verișori, niște amante, niște șoferi, niște secretare, niște vecini în funcții, niște nepoți în funcții publice. Mi se pare extrem de gravă chestiunea asta și aici o să-l susțin pe Florin total, pe Câțu, pentru a veni cu mandate pe termen scurt, pentru a veni pe promovare pe bază de profesionalism și criterii și pentru a nu mai avea accidente ca cele de la Apele Române care au devenit ultra cunoscute și care ne-au afectat cu 2-4% la nivel electoral.
Da, putem vorbi, putem să ne întâlnim și... Despre asta putem vorbi mult, asta, că e o zonă, dar cred că se plictisește și Florina, nu doar, nu doar politicienii sunt de vină, sunt și niște structuri deasupra, da? Despre asta altă dată. Poate vorbim la un moment dat. Te-ar fi mai naționaliste puțin. Da, în sensul bun, dar nu în sensul bun, rău, în sensul unui patriotism real. Nu e rușine să fii patriot, nu e rușine să spui... Cred în România, iubesc România, am emoții când aud imnul național, când aud când văd steagul național. Știi, de asta diaspora mi-a fost atât de dragă și mie este, pentru că oamenii din Madrid, din Paris, din Milano, din Torino, din Montreal, sunt de foarte multe ori, de foarte multe ori, mult mai aproape cu credințele lor, cu valorile lor de țara aceasta, pentru că stând departe, văd România, suferă după Sfintele Paști, după Crăciun, după colinde, după doine, după produsele tradiționale și își doresc să se întoarcă acasă. Pe foarte puțini pe care i-am întâlnit mi-au spus, domnule, nu mai vreau să vin în România, nu. Toți mi-au spus, vreau să fiu realizat, să reușesc să fac lucruri aici, dar și vreau să, acolo, să investesc, să mă întorc schimbați un pic acasă. Sistem. Dar faceți ceva cu sănătatea, cu drumurile, da, cu școlile. Revenind, de că singura țară din Europa comună care mai are toalete la toalete la 1870 de școli în curte. Cred că le-am lăsat, rușinea, că le-am lăsat așa. Din punctul ăsta de vedere. Ca cei care vrea să ne cucerească să se îngrozească și să nu mai vină pe aici. Da. Revenim la voi. Sunteți, aveți momente în care sunteți în competiție? Nu. Pentru că nu... Se spune că dragostea a ajuns așa un fel de sport și în casă. Care pe nu, care? Pentru că nu... Nu, în fața copiilor nu câștig bătălia, n-are rost să încep. Eu încep bătălii care le câștig în general. Am învățat. Deci dragostea copiilor se duce spre amândoi, dar ea este inclusiv. Am crezut până de curând că cea mică, care are un an și 8 luni, va reuși să fie. N-am reușit. Și ea este tot cu mama. Mama ta, ăla mare, care are 9 ani jumate, aproape 10 ani, este mama tot. Câinii, și eu tot, există. Câinii, și câini, avem 5 câini în casă. 3 și plus 2, câinii cred că tot pe ea, dar cred că mă iubește bine, mă mai iubește Bona, dar în sens pozitiv că mai îmi dă o cafea așa, cu mătușa, soacra, e ok. Da, cu vecinii. Bon, asta cu Bonele. Aș deschis discuția în vecin. Sau foarte bine. Păi de asta eu nu sunt geloasă. I-am zis, dacă sunt pretendente, te rog frumos, adu-le aici, competiții le aliniem, care-s mai harnice, care-s mai drăguțe. Care aveți nevoie de... Avem nevoie. De... De ajutor. Nu, e... Glumesc acum. Nu, e o atmosferă foarte plăcută. E bine să trăiești într-o casă unde atmosfera e atât de frumoasă, să-ți dorești să ajungi acasă, să-i vezi pe toți fericiți, cea mică fugind, căței venind spre tine, cei mari bătrâni. Nu, ea și-a dorit, atunci când ne-am căsătorit, ea și-a dorit 3 copii, dar eu am întârziat împreună cu ea acțiunea. Din cauza și hopului? Ne-am oprit pe hop? Și am, cine? Ne oprim la doi. Și ne oprim la doi copii extraordinari. Dumnezeu ne-a dat într-un mod, e o bucurie. Și în rest, repet, câini, cai, găini vreau să câte bune, maxim, mai voi. Bonele mele, bonele mi-ai, depinde, eu tot vorbesc cu el să ne înțelegem asupra bonelor, dar până la urmă vom găsi o formulă. Câte bune aveți, nu știu dacă să vă întreb. Câte bune sunt necesare într-un cuplu cu 2 copii, sincer? Una. Avem una și una foarte bună. Foarte bună. O doamnă din Moldova. Și face față una singură la copii? Din Moldova, o femeie minunată, asistentă medicală. Din Republica Moldova. Spital, din Republica Moldova, din Bălți, da. Nu din Bălți, nu din Bălți. Am avut altceva din Bălți. Da, da, da. Nu, e din Chișinău. Eu am un mare respect pentru ei. Știau așa o ingenuitate extraordinară cei din Moldova. Am un respect pentru ei deosebit. Și mă bucur că avem în casă. Am mai avut la un moment dat 2 doamne, tot din Republica Moldova. Dar cred că până la urmă tot... Acum cred că o să aducem... Varianta asiatică, Asia, pentru menaj, am avut, doar pentru menaj am avut. Care nu mi-a curat. E mai mare legenda decât tine, mai bună legenda decât tine. Românce, moldovence, unguraice, aici e triunghiul de aur, credeți-mă. Mai e sus prostii. Am avut de toate, și Filipine, și Sri Lanka, și Thailand am avut, nu. Poate vreo pentru ce a fost experiențe neplăcute.
Nu cele mai plăcute. Sunt culturi diferite, e foarte greu. Am auzit foarte multe persoane care sunt mulțumite, foarte dar mulțumite. Depinde fiecare care, ce cerințe are. Și cum s-a nimerit, depinde de cerințe de fiecare om. Moldova, România și Ungaria și deci, nu, acolo este cheia. Și elicopterele dau trăboare. Aici. Da, e protocol, așa e protocol. Adică ne-am înțeles ca să, aveți să vină să creezi o atmosferă specială de război. Dar e frumos aici, voi. Te-a chinuit un pic distinsa doamnă, Cristina, că e obișnuită cu... Uite, vezi cum stăm amândoi aici, așa mâini. Noi la film, vă recomand, faceți un locșor de ăsta așa. E foarte frumos. Să vă luați și un pat. Vedeți și un pat aici. Da. Da. E foarte frumos locul. Și un studio minunat. Și băieții sunt... Mulțumim. Ne bucurăm felicitări că vă simțiți bine. Chiar bine, eu sunt relaxat. Și acum urmează întrebarea. Eu sunt relaxat tot timpul. Da, Cristine, poate. Dacă o întreabă tu, dacă vrei să întrebi ceva. Nu, te rog, să te pregătești. Nu, mă pregăteam, să mă aranjez așa un pic. Eu mă întrebam dacă mai vor să facă un copil, înțeleg că aveți... Nu, ne-am oprit la 3 câini, 2... Aveți 3 câini? 5. 5 câini. 5 ani. Avem așa un labrador, are 13 ani. Avem labrador un... l-am primit cadou în primul an de căsnicie de la moșul. A venit într-o... Și cu ocazia asta ați aflat că aveți 13 ani de căsnicie. Avem un ciobănesc... Dar de ce zici ați aflat? Eu știam. Eu avem știam un ciobănesc german superb. Superb. Care l-am luat să fie foarte bine frumos. De bază. La școala de dresaj la Sibiu e venit, dar l-a transformat într-un miel. Labradorul. Nu e deloc de bază. E grozav. E foarte puternic, dar nu e conștient de puterea lui. Și avem trei micuți. Mititei, care fica noastră îi trage de urechi. Daisy. Îi trage de urechi. Cara, Anda, Daisy, Mini și Teddy este singurul băiat. Deci avem 4 fete și un băiat, Teddy, care are o atitudine... Care nu acceptă pe niciuna, dintre fete. E o atitudine de măreție totală, îl ador. Asta știi de ce nu le acceptă, nu? Prea multe sau nu, nu are acces la ele, că mai înalt. Nu, cele două sunt ca și sunt el. Sunt ca și el, nu e nu, interesant asta. Mai lord așa, nu? Ai văzut să iei și tu exemplu de la Teddy. Învățat de la stăpân. Nu, e o atitudine splendidă a cățelului. A fost bolnavior, săracu. Da, și a revenit? Nu, este și acum, este sub tratament, dar... Dar avem grijă de ei, știi? E extraordinar să vezi că cresc copiii. Unul tot timpul cu cea mini, celălalt fetița e cu... trage de el, de urechi, de picioare, de în brațe. Poate vă dăm niște poze să le vedeți ce frumusețe de... Iar ceilalți care stau în curte sunt doi câini foarte inteligenți. Mie îmi plac animale și ei plac foarte mult animale. Eu tot vreau să-mi iau o mătuță ca să-mi dea lamele care le-am anus, o bună care le-am anus. A venit mătușa mea, a avut grijă de căței. Asta e, când ai câini, nu, bine, cu cei mici, mai putem călători în locuri unde în Europa, Orientul nu îți permite nici mijlociu, nici atunci îndepărtat. Atunci chemăm pe cineva să stea cu căței. Ai grijă de căței. Da, vă doriți ca ai voștri copii să îmbrățișeze anumite meserii? Nu știu, poate tu, Florina, visezi ca Mihai să se facă ceva? Nu... Eu visez. Eu și eu visez, dar niciodată n-am să-i impun. Eu l-aș dădea pe Mihai un medic. Eu un medic ginecolog. Eu chirurg. Estetician. Și n-ai putut tu sau... Mi-am dorit, dar nu se vrea să fie tare. Atunci se va angaja tatăl asistentul fiului. Dar l-am fost atât de talentat. Mi se pare o meserie grozavă în medicină. Jacqueline, eu zic că este artistă de mică. Categoric. Bine, și Mihai e cu arta. Cu desenul, pictura... Dar în același timp eu am vrut să-l dau la pian, dar nu... Nu, dar eu tot te explic. Mihai e afon. Nu poți să chinui un copil, pentru că tu așa ai fost crescut. Sau eu, cred că majoritatea de vârsta noastră să faci un instrument muzical. Faci dacă ai ureche muzicală. El săracul e afon. Și am zis, nu poți să-i cer copilului să-l chinui, să facă pian. Ok, va învăța până la urmă. Dar dacă nu e o ureche muzicală, nu devine face plăcă. O să devină prințesă, o să devină o pianist. Bun, dar în acest moment, una dintre cele mai afectate categorii sociale, profesionale, este cea a artiștilor. Știu cazuri, credem, uite, am vorbit și o să vedeți în această perioadă. Avem o rubrică artist în pandemie. E groaznic, știu. Poveștile sunt...
ale celor mai cunoscuți, sunt incredibile. Sunt oameni care aveau un statut social și care nu mai au ce să trăiască. Da. Și care au ajuns, nu știu, s-au dus pe un fel de tobogan. De asta trebuie ajutați, pentru că fără arte, Mădălin, fără frumusețe, știi, oamenii spun, domnule, de ce trebuie cultură, de ce ai nevoie de pictură, de ce ai nevoie de sculptură, de ce ai nevoie de teatru, de ce ai nevoie de designeri. Păi ai nevoie, pentru că atunci ce am fi? Sufletul omenesc e format și omenirea e formată din frumos, tocmai pentru a înțelege, să-l pui în antiteză cu urâtul. Frumusețea asta a artistului și de asta trebuie ajutat. Orice societate civilizată, orice cetate a timpului din antichitate încoace, orice oraș evoluat, orice țară evoluată, sprijină artiștii. Noi nu putem să-i abandonăm, nu putem bate joc de ei, pentru că e esențial să aibă un statut. De exemplu, pe mine, tatăl ei, de socrul meu, este cel mai bun prieten al lui Florin Piersic. Pe ea o știe de când avea 2 ani, un an. Bine, să înțelegem o dată pentru totdeauna. Eu am 2 tați. Unul biologic și cel care m-a crescut. Acum vorbește de tatăl biologic. Deci e cel mai bun prieten al lui Florin Piersic. Ea are cu amândoi o relație extraordinară și eu la fel cu amândoi. Și mă uit la mari actori din Franța, din Italia, din Statele Unite, chiar din Rusia sau Japonia, și la modul în care sunt tratați ai noștri. Un om ca Florin Piersic, spre exemplu, ca să dau doar un exemplu suprem, ar trebui să fie purtat pur și simplu pe brațe, pentru că a bucurat generații peste generații și este un om care a avut o valoare planetară. Faptul că noi nu avem grijă de acești oameni ține tocmai de racile noastre și de lipsa de evoluție a unei societăți condusă de oameni mici din punct de vedere cultural, din punct de vedere afectiv, din punct de vedere sufletesc. Te referi la imbecilii despre care da, vorbim mai devreme. Da, pentru că altfel ar fi dat șansa ca marii noștri sportivi, fie că e Lipă, fie că e Pațaichin, fie că e Hagi, Gică Popescu. Noi pe Gică Popescu l-am băiat în pușcărie, am să-i facem o statuie. Gică Popescu, prin episod, noi l-am băiat în pușcărie, în loc să-l transformăm într-un simbol, gândește-te, capitanul Barcelonei. Ilie Dumitrescu încă s-a reinventat și mă bucur asta, Dan Petrescu la fel. Oamenii ăștia, bala ce a plecat dintre noi, doar vorbesc de fotbaliști acum. Dar același lucru, Ilie, eu am fost cu Ilie Năstase, sunt iubitor al tenisului și am fost la multe ediții ale Roland Garrosului, în calitate, când eram jurnalist în special, cred că 7-8 ani la rând. După care am vrut să o conving și pe ea și de atunci își dorește, a venit pandemia, a venit 2 ani și... Dar e extraordinară atmosfera. Eu am fost cu Ilie. Nu cred că poate să-și închipuie cineva ce înseamnă Ilie Năstase la Paris, în timpul Roland Garrosului sau la Wimbledon, la Londra, în timpul Wimbledon. Schimb aici? Aici, poate și din cauza unor greșeli personale, dar oricum n-a fost luat, noi l-am văzut prin prisma greșelilor umane. Fiecare om face greșeli. Asta a fost farmecul lui Ilie Năstase, se certa cu arbitrii, se certa cu la Monaco, la, exact, la Paris, la Monaco, la New York, la Melbourne, bineînțeles la Londra, Ilie Năstase, la Roma, unde vrei, unde ești în turneu, la Kitzbühel, unde e un turneu mare de tenis. Credem, am fost cu Ilie Năstase la Roland Garros în anul precedent în care a jucat Simona prima finală cu Sharapova și stăteam la Hotel Fouquet în Paris, în centrul Parisului. Ne-a lăsat mașina, deși Ilie avea permis de intrare până la poarta principală, ne-a lăsat în afara parcului Roland Garros și m-am dus cu el pe jos. S-a încheiat un match jucat de Djokovic. Și a zis, Ilie, nu se poate. Deci am făcut 2 ore jumate. 2 ore jumate cu Ilie. N-am văzut cu nimeni niciodată așa ceva. Politician, artist, fotbalist. Deci Ilie treceau printre mașini de pe partea cealaltă palizienii ca să-și facă o poză cu el, să-i strângă mâna. Noi nu știm să ne apreciem asta. Valorile noastre sunt trimise întotdeauna în partea urâtă a societății, în loc să-i ridici, să le faci statui. Tinerii n-au aflat, nici nu știu cine. Sunt tineri care nici nu știu. Din cauza noastră. Cine este Ilie Năstase? Din cauza sistemului. Din cauza noastră. Da, școală. La noi se dărâmă tot. Dar noi dărâmăm artiști, dar școală, tot. Gândește-te totuși ce înseamnă un artist popular sau un mare actor. Sau...
ajunge să își petreacă ultimii ani vieții în uitare. Iar o bună parte, știu că o să deranjeze, dar o bună parte dintre vârfurile societății românești din ultimii 200 de ani, fie că au fost politicieni, fie că au fost artiști, fie că au fost scriitori, fie că au fost oameni de afaceri, și-au încheiat apusul vieții în exil. Și lucrul ăsta spune foarte, foarte multă, sau în sărăcie lucie, și asta spune foarte, foarte multe de la Bălcescu, la Alexandru Ioan Cuza, încoace, vorbind de marea generație a intelectualilor interbelici care au plecat. Și asta spune multe despre un popor care nu reușește să își educe acest simț cu ajutorul liderilor pentru respectul valorilor. Este esențial lucrul ăsta. Trebuie să ne respectăm valorile, indiferent cum sunt ele. Nu poți să fii la picioarele lui Rodion Cămătaru, dau un exemplu, mult mai puțin cunoscut ca Hagi, da? Și după asta să-l uiți completamente, să nu te mai intereseze. Sau a lui Miodrag Belodedic, sau a lui Florin Segărceanu, și după care să-l uiți. Sau pe Ivan Pațai, când te comporți cum te comporți cu el, sau Doina Melinte, sau... Sunt atâtea nume care îmi vin în minte. Ce-i schimba dacă ai fi prim-ministru pentru acești oameni? Cu ajutorul lui Dumnezeu, la un moment dat, o să am și mai multă putere care am. Acum am putere destul de multă, îi bat la cap pe colegii mei din guvern și nu numai, din partid. Dar, cu siguranță, la un moment dat, cred că acest respect, această valorizare a românilor, din punct de vedere al percepției europene, tot timpul le spun tuturor, oameni buni, dacă nu învățăm să spunem nu și dacă nu învățăm să nu mai stăm în genunchi decât în fața lui Dumnezeu și în fața Sfântului Altar, sau seara când ne spune rugăciunile sau dimineața, vom avea o problemă. Lucrurile nu sunt mai să spuneți nu. Care să spun asta. Învățați să spuneți nu. De socializare să spun asta. Învățați să te spuneți. Eu am spus-o în plenul Parlamentului European și a fost primul lider în 12 ani de europarlamentarism a României în Europa. Am spus în Parlamentul European, în fața premierului Rutte al Olandei, că ceea ce fac ei în relația România-Schengen este extrem de grav și să se uite de față cu el, cu 750 de parlamentari în hemiciclu de la Strasbourg, uitați-vă la portul Rotterdam și la ce se întâmplă în portul Rotterdam și nu ne mai acuzați pe noi de evaziune în portul Constanța, că greșiți, acolo este. Vedeți-vă ce-i... Ăla i-a căzut tavan în cap, fața, iar eu, dintr-o dată, am devenit omul care s-a uitat. De asemenea, am avut o discuție de data asta în grup. Am început să respectă din acel moment? Da. Am avut cu doamna Merkel. N-am ezitat să o întreb direct. De ce nu intrăm în Schengen? Distinsă doamnă cancelar. Dacă spui lucruri pe nume, dacă îți aperi, atunci când românii au fost umiliți pe coridoarele verzi care nu funcționau pentru români, șoferii de tiruri, am făcut petiție și am reacționat la Comisia Europeană. Am chemat comisarul în fața noastră. Atunci când românii au avut probleme cu plata salariilor, am reacționat și am obținut modificarea legii din Finlanda pentru, din cauza unor români neplătiți din Oltenia, din jurul Craiovei și din Târgu Jiu. Asta trebuie să facă politicienii. Să se lupte, să își apere poporul care i-a trimis acolo sau aici și de asemenea să nu uite niciodată de unde a plecat, pentru că atitudinea asta de aroganță m-a enervat și am și comentat chestia cu ochelarii. Băi, spune foarte multe căzuți de pe... Nu există așa ceva. Nu există oameni de rang 1 și de rang 2. Tatăl meu a fost un om și este un om sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar care a condus o platformă mare industrială, 4500 de oameni, mama mea directoare de școală, foarte respectați, bunicii mei foarte cunoscuți, o familie cunoscută. Ei, mi-a spus un lucru. Dacă vreodată poți să faci greșeli în viață, tata, mama, bunicul, bunica te va ierta. Că faci parte din familie. Numai Dumnezeu e fără de greșeală. Dar, dacă cumva te vei duce și vei vedea omul care strânge gunoiul sau mătură, sau femeia care face curățenie la școală sau într-un loc și nu-l vei saluta, sau o doamnă care e la casă, la un magazin comercial, sau o doamnă care vinde ridic în piață și nu-i vei saluta tu, prima dată, oricine vei ajunge în viață, nu știau ei că voi deveni cunoscut, mai cunoscut ca ei. Dacă vei face asta și nu vei învăța tu să saluți, să dialoghezi, să întrebi ce fac și vei fi arogant, vei avea cu mine o problemă și vei primi toate palmele din lume, iar cu mine vei avea de furcă. Asta a fost educația. Foarte interesant. Iar acum îi spun eu același lucru fiului meu când se întâlnește cu diverse. Zic, atenție,
Nu te uita că tata-i cunoscut, că mama-i cunoscut. Mihai este foarte bine crescut. Foarte bine crescut. Da. Și aici se datorează, asta îi se datorează soției mele. Vreau să-mi trebuie Florina. Să-i mulțumesc. Îl vezi pe Rareș la Potroceni peste, nu știu, 8 ani. Bine, peste mai puține ani, dar... Eu, sunt persoana, nu mi-aș dori. Eu îl vreau pentru mine, ce să vă spun, nu! E foarte sincer. Păi bun, dar dacă, știi că dacă nu ajungi într-o astfel de poziție, mai sau prim-ministru, nu, e cam greu să schimbi locurile pe care le vrea să schimbate Rareș. Important este ceea ce își dorește el. Normal, adică probabil și eu mi-aș dori dacă aș fi pe traiectoria lui. Dar trebuie să pui în balanță. Este, ce mă, este mai important aproape pentru imposibil. Tine? Dar Tom Cruise a reușit, adică. Știi ce e interesant la noi? Pentru că tocmai această relaxare și bucuria vieții și mulțumire cu ceea ce suntem ne face să avem o privire extrem de clară, cu o viziune extrem de directă, de sinceră asupra lucrurilor și să putem oricând să ne gândim dacă lucrurile nu merg în direcția aia, înseamnă că Dumnezeu nu vrea asta, adică nu sunt sub un concurs, că dacă presiune. Nu ești de acolo, nu. Presiunea e una singură. Să fim sănătoși, să fim respectați și să respectăm, familia să fie în regulă, Dumnezeu ne-a dat tot ce ne-am dorit, de acum încolo, dacă putem să dăm mai departe și să transformăm ce ne-a dat Dumnezeu și într-un prinos pentru concetățenii noștri, pentru prietenii noștri, pentru cunoscuții noștri, pentru românii noștri, e extraordinar, atât cât poate fiecare. Eu sunt mulțumit. Dacă mâine cineva mi-ar spune, gata, până aici, consider că ai primit suficient, da? N-am nicio problemă să trăiesc următorii 40 de ani, în 50 de ani, cu bătrânica mea și cu copilașii și viitorii nepoți. Cum vă vedeți peste, nu știu, n-am nicio 10-20 problemă. De ani? Hai, te las pe tine sau zic eu cum mă duc? Tu, zi tu. Și eu, uite că de asta nu vreau eu cum să ajung pe la... Cum îți pentru că nu-mi place să ne bucurăm de viață. Nu vreau ca lumea să te judece. Lumea e foarte rea, au fost acolo. Fac, nu, eu nu sunt o persoană, nu-mi place să mă ascund. Mie îmi place să trăiesc liber, să merg. Uite, aș vrea să avem... De exemplu, eu vreau să trăiesc pe malul mării. Unde să fie cald, cel puțin. Da, așa cred că mai vrea. În ureche, nu, să vină apa în ureche. Vreau să fie numai pe cald. Să am un mic băruleț pe plajă, nu sofisticat. Domnul să fie barman, să facă cafelele, cocktailurile și eu să vă servesc pe plajă. Eu vreau ministru, prim-ministru, președinte, ai înțeles de ce, cum să nu iubești? Păi și cum se simplu, deci e simplu, cu cât e mai simplu, cu atât e mai bine și mai frumos. De ce să ne complicăm viața? Deci ia spune așa, cu asta să trăiți. Proprietar barman al unei... Amândoi, uite, amândoi acolo ne sugergesc. Totdeauna și-a dorit să avem un business de familie. Chiar dacă eu am făcut business, a fost de fapt, adică eu singură, eu dacă lor rugam să mă aștept cu ceva, bineînțeles că nu poate, că el vrea business de familie, dar nu știu ce înseamnă familia pentru el, adică eu cu cine în familie? Eu se implic pe copii și da. Cum, și pe părinți. Voi și... trebuie să numere bani. Da, dar nu, gata, vă spune ce-și dorește el. Nu, și lui ar plăcea, da. Și lui ar plăcea pe plajă. El să investească să crească. Nu, el vrea eu să lucrez de acum înainte și el să stea să scrie. Deci oricum nu e drumul spre Potroceni, dar nu așa spune. Nu e idee foarte bună. Așa ți-ai dorit tu să scrii. Nu e idee bună. Adică... Să ai căsuță pe malul mării, nu? Da. Și el vrea să scrie. Pe undeva ți-am spus, nu aici oriunde. 9 luni pe an să fie cald. Da? Oricum facem economie. Adevărul că după vârstă încep astea, hipertensiune, dureri de... De oase, de oase. Da, de oase. Important. E cel mai important lucru să fim fericiți, să fim sănătoși și mai ales să poți să, repet, să întorci o parte din ceea ce ai primit de la Dumnezeu. Eu am primit mult de la Dumnezeu, cred că e cazul să întorc, sunt obligat să întorc, de asta nu mă pot retrage acum. Aș putea să mă retrag fără probleme, să trăiesc liniștit până la adânci bătrânețe. Nu, pentru că Dumnezeu mi-a dat, ca la rândul meu, să fac ca foarte multor români, să le meargă foarte bine, să nu mai fie disperat, să nu mai fie disperat să plece de aici. Pentru că, repet, ei suferă când pleacă. Chiar dacă li se pare că sunt extraordinari în Marea Britanie sau în Italia sau în Spania, credeți-mă, am stat în trei mai mult decât
orice politician român, nu sunt deloc liniștiți cu ei înșiși, sau decât orice jurnalist, pentru că am umblat și ca jurnalist mult în diaspora. Deci aici e datoria noastră, datoria vieții mele, știi? Datoria vieții noastre, asta este, să reușim să facem ceva și să ne uităm la cei care au făurit o țară pentru a gândi ce faci cu această țară. Ne-au lăsat-o să o administrăm, nu trebuie să ne batem joc de ea. E important și trebuie să o gândim, pentru că văd tot felul de curente, trebuie să o gândim complet dodoloață, adică trebuie să o gândești în mare. Asta e o țară, este o națiune mare. Make Romania great again. Exact. Da. Exact. De asta spun că, până la urmă, te poți uita la Statele Unite ca exemplu. De ce în Statele Unite? Mai mult, și Ronald Reagan a spus asta, chiar și Bill Clinton avea formulat. Am fost de foarte multe ori... I-a dat altă... Am fost de foarte multe ori în America și am putut să văd comunitățile din Virginia, în Florida sau în alte zone, sau în Nevada, și am văzut acele drapele puse pe un stindar, arborate în mijlocul unor curți, pe o casă. Dacă asta se poate și atât de frumos și americanul se simte extrem de mândru de asta, dacă francezul prin Provence sau Normandie sau în Bretagne se simte extrem de mândru că e francez, dacă grecul își pune de apelul lui absolut peste tot, de ce nu putem face asta și noi și să fim foarte mândri? Da, asta e o întrebare foarte bună pentru un sociolog și pentru noi toți ca români. Pentru că cred că suntem singura națiune din toată această arie centrală, estică, europeană, care pare să fie atât de divizată încât sentimentul naționalist a devenit unul mai degrabă de fațadă sau rezistă mici enclave. Rezistă niște enclave în Ardeal, în anumite zone din România. Adică sentimentul de apartenență la o comunitate a cam dispărut aici la noi în țară. Și asta e din vina sistemului politic, e vina și unor structuri care ar fi trebuit să vadă altfel țara asta de când o administrează. Până la urmă, o țară se administrează precum o companie, cu niște criterii de eficiență, nu e o mare filozofie. Cu claritate. Cu claritate și cu recompensarea celor care fac performanță și cu, cum să zic, cu entuziasm. Despre asta e vorba. Da, în primul rând cu dragoste. Trebuie să iubești oamenii, trebuie să iubești istoria, trebuie să-i recunoști greșelile și bucurile și cu viziunea că poți fi acolo unde ai fost odată. Este imposibil. În anii 30, România avea un sistem bancar care era în top 3 în Europa. În anii 20... Primele 8 valute ale lumii. Da. În anii 20-30, România avea un sistem de căi ferate care era peste cel al Austriei, peste cel al Franței, peste cel al Belgiei, peste cel al Spaniei. Toate lucrurile astea aveau o arhitectură în orașe, nu doar în orașele transilvane sau în București, ci în Iași, în Timișoara și în Buzău sau unde, extraordinare. În Focșani, toate lucrurile astea, aveam teatre în orașe, în comunități foarte mici, în comunități mici, în Caracal, în locuri unde părea ireal, ca în Botoșani, clădiri superbe, în Rădăuți. Lucrurile astea ne fac să sperăm că noi ne putem ridica acolo unde am fost odată. Totul e să ai curaj, să ai viziune și să pui lucrurile pe roate, să le pui pe un sistem clar. Avem o situație în care italienii veneau aici. Italienii, și cei grecii, veneau aici, austriecii, chiar și nemții. Eram ingineri, foarte mulți din Occident care veneau și lucrau pentru români. Eu le spun oamenilor, mai ales când mă duc în străinătate, în comunitățile de români, dragii mei, ați venit aici, în Austria, spre exemplu, și aveți grijă și lucrați. Voi știți că în Transilvania și în Banat erau între 60.000 și 80.000 de guvernante aduse din Austria și din sudul Germaniei în anii 40, iar astăzi noi trimitem 130.000 de badante doar în Italia. Deci îți dai seama cum este. Voi știți că arhitecții noștri au venit din nordul Italiei. Știți că grecii și-au găsit de două ori în istoria lor în ultimii 50 de ani refugiu aici, în România. Și inclusiv în anii 60, exact. Timpul comunismului. Și că în continuare, păi dacă e pe revoluționar perpetu, după fiecare revoluție urma un exod. Nimeni nu întrece proteste. Iar știți că, de exemplu, grecii consideră în continuare că unul dintre cele mai mari centre universitare ale Europei rămâne Bucureștiul? Pentru ei, că sunt foarte mulți școliți la București. Toate lucrurile astea trebuie să le cunoști,
să vorbești despre ele, să nu-ți fie jenă să vorbești despre ele și să le recunoști ca valorizare. Asta, apropo de sistemul nostru politic și ne apropiem de final cumva, dar cunoaștem faptul că în ultimii 30 de ani pierderile suferite de această țară, din punct de vedere al capitalului care a fost externalizat, luat de mega companiile străine și de pe anumite filiere, depășesc, se pare, potrivit unor calcule făcute de specialiști, vreo 400 și ceva de ani în care imperiile țarii otomani, habsburgici, au subt de aici, din această țară, e inclusiv cu Roma la un loc. Am văzut un sketch pus în asta mi se pare de, șoc. De un, o mare vedetă a unei alte televiziuni, o televiziune generalistă, vă doresc să ajungeți pe urmele ei, ProTV-ului, și era senzațional, Celentano, cred. Era un sketch extraordinar în care explica cum, fără a avea războaie, fără a avea niciun fel de luptă, de revoluții, cu toate astea nu avem nici autostrăzi, nu avem nici spitale performante, nu avem nici sistemul de școlarizare pus la punct. Și te întreb de ce? Pentru că, repet, n-am trăit un război ca în Siria în ultimii 30 de ani, dar exodul e mai mare, că, sau la fel, e al doilea după Siria. Absolut. E normal să se întâmple. E clar că e o problemă de sistem politic, e problemă de politicieni care să conștientizeze unde se află țara asta și o problemă de mândrie. Nouă ne lipsește ceva din mândria națională. Nouă ni se pare că dacă vine ceva din străinătate, de la guma aia străină nenorocită, de la guma turbo încoace, totul e bun și dacă e de la noi, e fantastic. Dacă e un hot dog, e bun. Dacă e un cârnaț de pleșcoi, nu e la fel de bun. Dacă e o brânză de brie, e senzațională. Dacă e, sau o burrata, sau o mozzarella, dacă e o brânză de burduf de-a mea fabuloasă, sau un caș afumat de rucăr sau de bran, nu e neapărat. Dacă e o șuncă din Parma, e fantastică, dacă e un prosciutto, dacă e o șuncă de-a noastră afumată, senzațional, de ciobanii de la Sibiu, nu e bună. Dacă e o scrumbie sau un păstră din Bucovina, pus în covzele alea de cetină de brad, nu știu un frunză de cireș. Așa, și dacă e un nu știu ce pește adus din Spania sau din... Este fabulos! Păi pune în orice moment un pește bun de Dunăre sau de Marea Neagră, pune-l în comparație cu orice Siba sau cu orice Dorada sau orice, și să vezi că câștigăm noi. Apropo de chestiile astea, închei cu mine. Banc, dar nu să-l spun pe tot, un tip își dorea foarte mult o pereche de blugi. Foarte mișto, albaștri, normal. Și eu îmi doresc, uite, culoarea asta care are, o să o rog pe nevasta să-mi caute. Și cumpără, dar la un moment dat constată... Să n-aibă și ruptura, dar culoarea îmi place. Constată că are o problemă de sănătate. Și la doctor chiar îmi părține intim. Aoleu, știu acest banc. Da. Deci de jos, doctorul îi spune că nu are nicio șansă, trebuie să-i tot amputeze. De vreo trei ori se întâmplă asta, rămâne și fără înzestrare. Și după faza asta, încă îi montaseră un instrument, un furtun, și furtunul devine albastru. Și doctorul zice, bă, nu cumva ți-ai luat niște bruși din Turcia? Dar știi că a devenit printre singurele țări pe care mai poți vizita cu fără oarecare, fără multe restricții. Da. La Bruxelles niște restricții de n-ai unde mânca, trebuie să mănânci numai din, cum se zice, în Ardeal, din Brișca, da, adică în frigider. Am făcut un Crăciun la Bruxelles cu Cristina, da? Și... Da, cum... Era frumos atunci, știu, da, mă uită, să n-am văzut. Ținut că mâncai vreo 45 de minute din oalele alea lor cu spuici, da. La revedere! S-a terminat. E închis tot. N-ai de 4 luni de zile. Bine. Nimic. Și în Olanda e închis. Și aici domnul Arafat se străduiește din răspundere. Face eforturi. Personaj enigmatic. Face eforturi, dar uite că nu reușește. Dar tu cum te înțelegi cu doamna care e vedeta? Dacă am avut și noi vreo hop. Nu, vedeta. Noi de câți ani suntem căsătoriți? Ia acum te întreb, o să văd dacă știi. Noi ne-am căsătorit în 2011. Deci 10 ani. E mic. Deci dintre noi patru, ea e cea mai cunoscută vedetă. Da, Ea e soțul ei, adică... Să știi că am apărut multe articole. Nu? Soțul Cristian. Eu o să ajung, uite, e perfect asta,
să ajung să fiu cunoscut ca soțul Florinei. Eu sunt foarte încântat de asta. Păi și eu aș fi. Foarte încântat. Da, sunt voi de la rămâne de căsuțele. Suficient, ai făcut deja suficient. Nu mai fă, da. Arată, ai făcut deja. Da, totuși n-ai memorit enigma asta. De ce s-ar întoarce Florina dacă ar fugi cu altul? Dacă ar pleca cu altcineva? Nu eu m-aș întoarce, m-ar aduce el înapoi. Ar aduce-o acela. Pare foarte blândă așa și plăcută și... Acum, știi cum e, 48 de ore te chinui. Acum ai zis că par blândă, 48 de ore. 48, dar după 48 de ore, i-am spus fiul meu că zice, mama, că ne-aș... Stai, mă, liniștiți, o aduce oricine înapoi. Și nu ne-a dat și bani. Și ne-a dat bani să o luăm înapoi, zic, stai, liniștiți. Nu e, nu-ți face vreo problemă. E, glumim, râdem, că asta e frumos, trebuie să ai umor, trebuie să privești. Ea, de exemplu, are mult umor și e plină de glume, de... prieteni. Acum e fericită că avem un grup de prieteni cu care ne întâlnim și... Întotdeauna am avut. Da, eu n-am fost întotdeauna mai... Prietenii din Cluj au venit aici? Da, și în vacanță am fost plecați împreună. Plecăm împreună cu ei, suntem prieteni și sunt oameni excepționali. Iar ei se uită, ei văd când vin în București. Știu cum e să vin din Bistrița sau din Baia Mare sau din Cluj sau din Alba, te uiți cumva Bucureștiul pare așa foarte... Eu îi știu pe ei, sunt oameni fantastici care au construit acolo business-uri, care au meserii foarte frumoase, lucrează în diferite instituții sau... și știu că sunt valoroși prin ceea ce sunt ei. Cu toate astea, în fața unui bucureștean ușor arogant, ușor fițos, ușor, se simt imediat că sunt înapoi la Brașov, că sunt undeva și încerc să le explic. Măi, oameni buni, eu când am venit prima dată, mi se părea că sunt cel mai prost, cel mai lipsit de talent, cel care nu o să reușească niciodată, până am înțeles că singura șansă e să fiu la un moment dat mai obraznic, mai agresiv, mai tupeist, dar în același timp să-mi păstrez valorile mele, dar pentru a reuși să răzbesc. Aici urci în autobuz cu codul. Gândiți-vă asta cum am fost eu când am venit din Republica Moldova, studentă la... Aici, din Republica Moldova. Da. Păi vezi ce frumos am venit din Republica Moldova, dar din suflet. Fără să știu că ești moldovean. Da. Când am ești basarabeancă? Da, din Ungheni, la graniță cu România. Dar ce ți-a răscut în RSS? Ai certificatul de naștere? Păi înseamnă că știe să mănânce icre și șampanie. Ei chiar au dus-o mai bine. Cu șampania mult. Dar cu icrele negre, da. Sau cu icrele normale. Mâncam aproape zilnic, adică nu mi se pare ceva extraordinar. Asta ziceam, gândiți-vă cum am simțit eu venită din Republica Moldova, studentă la drept la București, la Universitatea București, când toți aveau o atitudine extrem de arogantă, mai ales fiind femeie moldoveancă, de peste Prut. Cu preconcepțiile. Da. Dar m-a ajutat foarte mult un moment când unul dintre profesori ne-a spus să dăm un exemplu de un referendum. Toți, nu știu, n-au știut. Am dat un exemplu de un referendum din Transnistria. Habar n-aveau cei de aici, de așa ceva. Și au început toți să râdă. Că am spus o chestie. Și istoricul, și în schimb profesorul... Profesorul a zis... Dar știi că n-am simțit niciodată accentul. Accentul? Eu de mică, din clasa 4, exersam accentul în oglindă. Pentru că nu mi-a inoculat nimeni dragostea asta față de România, așa am simțit-o întotdeauna. Și uram rușii, îmi pare rău, dar acum nu, mie îmi plac ca popor. Au o limbă extraordinar de frumoasă, o literatură foarte bogată, dar... pentru că mă aflam acolo și ce s-a întâmplat și la tot ce am fost supuși noi în perioada aia, eu am prins foarte puțin, că eram foarte mică, dar îmi exersam accentul în oglindă ca să nu să scap de acel accent care nu-mi plăcea deloc. Probabil în cauza asta. Și asta spuneam, că în momentul când am dat acel exemplu de referendum din Transnistria și profesorul a zis, corect, bravo, poți să nu mai vii până la examen, ai nota 10, așa. În acel moment mi-am câștigat respectul. Și n-am mai râs nimeni. Și din potrivă mă tratau și bucureștenii și... Da, și am prins și eu curaj și am reușit. Da, oricum sunt o fire mai, cum spunea și Rareș, n-am avut complexe și tot timpul am avut încredere în mine. Și așa îi sfătuiesc și pe alții care vin, nu știu, din provincie și sunt la început de drum, că e foarte important. Eu am plecat dintr-un oraș de 20.000 de locuitori în Cluj. Mi-a trebuit să mă afirm și să reușesc. Mai mic decât orașul. De acolo... Am plecat din Cluj după ce am reușit să mă fac cunoscut, să reușesc, să am succes la Cluj.
din toate punctele de vedere, în primul rând, pentru că am respect cu cere sufletul, inima nevestei mele, am venit la București, unde am reușit să devin cunoscut, să reușesc, practic, și acum nu m-am oprit, am plecat la Bruxelles, unde o să... pentru că tot timpul știu eu câte o provocare, câte o provocare. Dacă cineva mi-ar fi spus și acum... Și la Casa Albă. Dacă acum 25 de ani cineva... Că aveam Casa Albă în club, vedeam pe vremea Casa Albă în club, în restaurant. Eu Casa Albă și prin... Dacă cineva mi-ar fi spus acum 25 de ani parcursul acesta, aș fi spus simplu, mergeam eu în spate cu... Ghiozdanu sau cu geanta de cărți spre școală, spre, aș fi spus, imposibil. Ce-i cu tine? Tot ce am făcut, am făcut cu ajutorul Dumnezeu. Dacă n-aș fi avut credință în Dumnezeu, sunt absolut convins că nu aș fi reușit. Și iar acum... Așa este. Și eu sunt de aceeași părere, dar eu am știut de la grădiniță că voi face jurnalism în România la București. Da? Da. Eu aș intra pe soția mea cea crezut de la grădiniță, dar mi-e teamă de un răspuns. Și atunci îi spun Napoca, îi spun Cluj-Napoca, Klausenburg, Colojvar, orașul ei. Și să fiu doctoriță. De asta vedeți, deci el medic, ginecolog și uite, pe tine nu te pot trata. Dar te-ar fi tratat el dacă se făcea medic ginecolog. Dar de ce? Crezi că am probleme sau și-a avut probleme? Sau controlul este controlarea de rutină. Da, de rutină. Te-ar fi controlat de rutină. Da, pot să studiez și la 45 ani, poate să termin, să continuie studiile. Nu, e important. Mulțumim. În primul rând, mulțumim că ne-ați invitat. Mă bucur că am fost așa de relaxat. Mi se pare că a fost... Data viitoare vin cu Batistuță. Serios. Mi se pare că a fost cel mai spectaculos, mai relaxat interviu sau moment de acest gen pe care l-ai oferit până acum publicului. Sau, bine, a contat foarte mult și prezența Florinei. Enorm. Da. La un moment dat m-am promis. Știe să te asculte și știe să spună exact când trebuie și ce trebuie. La un moment dat, pentru că m-am simțit realmente foarte bine și acum și pentru că mă voi duce cu ea să mâncăm amândoi așa ca doi porumbei. Dacă aveți timp, vă invităm cu drag. Data viitoare când vom face interviu, o să găsim o formulă să-l facem, deși am zis că nu, dar pentru voi o să facem undeva în universul nostru, să vedeți câinii, copiii, bineînțeles, și câini, adică într-un colț de curte sau în grădină de zarzavat sau într-un biblioteca mea sau într-un colț. Mi se pare super. Doar într-un colț. V-ați pregătit cu și în pijamale. Da, facem. Uite, vă promit că din rezerva strategică vă trimit. Face cea mai bună zacuscă. Eu sunt mort după zacuscă. Nu. Clasică. Zacuscă cu vinete, cu ardei, cu gogoșa. Dar știi cum e? Și cu pâinea aia bună. Ca italienii, va chestia aia. Aperte. Și astăzi era ziua mea de zacuscă. Dacă știam, Îți aducea. Îți aducea un borcan. Sau bureți la murat? Bureți. Hribi, bureți. Murături, castraveți, gogonele foarte bune. Am un dulap. Din curtea de la voi. Da, am un dulap. O să-ți iei poza. Uite, să-ți trimit poza să vezi. Am un dulap în curte pe care l-a provizionez ca orice ardelean să dea. Unde am așa? Cârnați afumați de trei tipuri. Slănină de minim două tipuri. Șunci. Toate sunt agățate. Sunt afumate și stau la vânt. Cum stăteau odinioară în turile bisericilor. Știi că în satele Săsești sau transilvanic, inclusiv în zona Moților sau în zona Maramureșeană, dădeau un tur la biserici și erau numerotate sau aveau o mică etichetă sau un semn, o ață de anumit fel și fiecare familie, îți dai seama ce oameni erau în România asta, își tăia o felie de șuncă sau o felie de slană sau din cârnațul lui. La noi, nu e sigur că astăzi, după 50-100 de ani de la momentul ăla, dacă facem asta, nu te trezești că fiecare mai gustă și de la... Ia mă, ăsta ce-a făcut. Păi mai bun. Deci așa se ținea și bătea vântul, știi? Da. Iar și la căldură, pentru că acolo era uscat aerul, și în rest bătea vântul. Așa am încercat eu să-mi fac aici, la București.
Deci pe Rareș ar trebui să producătorii de mezeluși așa să le promoveze produsele. Da, este foarte bun, foarte bun. Ar fi promoter, foarte bine. Promoter, da. Eu sunt și cu trufele, mi-aș face un loc pe undeva în casă. Să știi că în Ardeal sunt trufe. Da, da, știm. Și în Bihor. Foarte bun, Bihor, da. Special. Și ulei de măsline, ăla încă nu este în România, dar aduce. Dar clima se schimbă, greci. Adică avem șanse. Avem șanse ca în curând în zona Olteniei să avem și palei. Măslini, da. Și bananieri. Mulțumim foarte mult. Vă doresc un an foarte bun, excepțional chiar. Mulțumim frumos. Să, cât de iubit vă iubiți. Să reușești. Foarte mult ai vorbit de mine. Să știi că să știi că îmi primi cadou. Așa, vă doresc să vă împliniți toate obiectivele, să vi le atingeți. Și în politică, și în viața personală, și să ne vedem cu bine. Și vouă mult succes! Mult, 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 mult succes, felicitări pentru proiect, mult succes celor care cred în televiziune de calitate și în informare de calitate și vă aștept să ne mai invitați. Cu drag. Mulțumim tare mult. Ne luăm rămas bun și de la prietenii noștri. Mădălin Ionescu Show revine săptămâna viitoare, chiar în prima zi, de ce nu? Deci aș putea să încep și de marți sau miercuri, nu. Sunt un profesionist, ne revedem luni cu un mega subiect. Rămâneți cu Metropola TV, să aveți un weekend minunat.